David? Da. Dar ți se pare normal că cineva așa pur și simplu se îmbogățește? Nu. Nu e normal? Nu e normal deloc. Dar cum trebuie oamenii să îmbogățească? Da? Ca să te îmbogățești adevărat trebuie să muncești, nu pur și simplu să jefuiești băncile, care din bănci poți să-ți iei bani, să cumperi, să faci țara mai bogată. Bine, dar să ne imaginăm că ți-o dat cineva un cadou, Moș Crăciun, spre exemplu, și ți-o dat mai mult decât tu te-ai așteptat, asta e normal? Nu, asta n-ar fi normal, că dacă un copil n-ar primi un cadou, el ar fi dezamăgit și ar credea că acel copil care are cadoul lui va veni la mine și o va tipa în gura mare prin toată casa. De acord, sper cel mai bun, David. Doamne Frim, îmbogățire injustificată, din auzit sau nu din auzit, am auzit că și-ați cercetat în special acest subiect. Prin ce se deosebește, în opinia dumneavoastră, îmbogățirea injustificată de alte instituții sau prin ce este așa de frumoasă, unică, deosebită, dacă putem să-i spunem așa? Maxim, eu să încep cu un citat care sună în felul următor. Nu există în întreg drept civil un subiect mai demn de contemplat, mai neobișnuit și mai complicat decât îmbogățirea fără justă cauză. O să rămâi surprins să auzi că această afirmație a fost făcută circa 450 de ani în urmă de către unul din cei mai divază reprezentanți ai școlii umaniste, François Doiren, un profesor de drept civil francez. Încă 450 de ani în urmă, oamenii deja înțelegeau complexitatea instituției și frumusețea acesteia, spunând astfel despre ea. Ce este îmbogățirea nejustificată și cum am ajuns sau cum a apărut regulile cu privire la îmbogățirea nejustificată? Romanii au sesizat la un moment că aplicarea rigidă a normelor de drept în anumite situații duce la inechitate. Și iată, au inventat un mecanism care se numeau condicțiile romane, care încercau să ofere o soluție atunci când dreptul era inechitabil. Da? Deci, deci asta e posibil, pe urmă. Păi, romanii au fost geniali și au inventat un mecanism care să ofere o soluție atunci când dreptul creează nedreptate. Și iată, așa au apărut primele idei despre îmbogățirea nejustificată. Normele cu privire la îmbogățire nejustificată își au rădăcina în definiția justiției lui Ulpian și implementează frumosul percept sum cui că e atribuire, adică de a-i oferi fiecăruia ceea ce îi se cuvine, ce este a lui. Iată o scurtă istorie cum a apărut îmbogățirea nejustificată. Foarte fain. Dacă revenim la mai aproape de timpurile noastre, aveam această instituție, bun, noi practic și o aveam înainte în cod, dar acum avem îmbogățirea nejustificată, o instituție modernizată la fel ca și codul nostru. Putem să deducem anumite trăsături, nu știu, de bază, să scoatem în chintesență aceste instituții prin câteva aspecte, de unde au fost preluate și de unde s-au inspirat și de ce o avem în cod așa cum o avem la ziua de azi. Codul civil modernizat a preluat practic integral propunerile de reglementare a acestei instituții care se regăsesc în DCFR. Deci, până la urmă, e o sursă de unde trebuie să ne uităm când studiem instituția. Comentariul la DCFR, da, adică DCFR-ul este o sursă inestimabilă pentru a înțelege cum funcționează normele cu privire la îmbogățirea nejustificată. Ce au reușit să facă autorii DCFR-ului și ce este extrem de important, au reușit să abstractizeze și să conceptualizeze această instituție, analizând toate reglementările din toate țările membre a Uniunii Europene și să propună o soluție de reglementare unică. Sunt bucuros că am preluat integral această reglementare. Scurt să o caracterizăm, în afară faptului că este un concept unic, ea oferă, în primul rând, o regulă generală, o regulă de bază
abstractă care interzice îmbogățirea nejustificată. Un alt principiu fundamental în privința normelor respective este principiul că s-a renunțat la ideea de restituție a prestațiilor sau îmbogățirilor în baza altor instituții de drept. Astfel, spre exemplu, efectele nulității contractelor vor fi guvernate de normele cu privire la îmbogățirea nejustificată. Noi, moldovenii, am renunțat, din acest punct de vedere, la instituția restituției în integrum. Da? Și aceasta oferă o claritate foarte mare și o pondere, o importanță mare instituției îmbogățirii nejustificate. Pentru că acum, de fiecare dată când vom avea un contract nul sau anulabil, efectele vor fi guvernate de normele cu privire la îmbogățirea nejustificată. Înseamnă că aceste norme vor fi aplicate mult mai des decât se întâmpla până acum. O altă importanță practică a modului în care este reglementată instituția constă în faptul că s-a făcut o delimitare clară între efectele nulității contractelor și efectele de restituire în cazul contractelor valabile, spre exemplu în cazul contractelor rezolvite. Regula de principiu este că atunci când părțile sunt într-un contract valabil, chiar dacă și el îl încetează, atunci relațiile între ele, inclusiv la restituire, vor fi guvernate exclusiv de dreptul contractelor, nu și de dreptul îmbogățirii nejustificate. Okay. Normele cu privire la îmbogățire nejustificată pot să funcționeze împreună sau, sau alături de normele care prevăd restituirea în baza normelor cu privire la dreptul de proprietate. Avem un articol expres în cod care prevede acțiunea revindicare în cazul contractului cu privire la contractul care este declarat nul și regula generală că efectele între contractele nule sau anulabile se realizează în baza normelor cu privire la îmbogățirea nejustificată. O altă importanță practică a acestor norme, în felul în care sunt reglementate în codul nostru civil, este că s-a renunțat la ideea subsidiarității. Astfel, până la 1 martie 2019, normele cu privire la îmbogățirea nejustificată se aplicau doar în cazul în care nu aveai la îndemână un alt instrument. Ce înseamnă acest lucru? Dacă era, puteai să-ți întorci, să-ți restitui ce era al tău conform acțiunii în revindicare, atunci tu nu puteai apela la normele cu privire la îmbogățirea nejustificată. Astăzi, codul admite o concurență între toate aceste instituții, adică poate să existe, poți să folosești fie acțiunea revindicare, fie instrumente alternative, normele privind la îmbogățire nejustificată și stabilești o regulă foarte clară cum se soluționează concurența. Da. Simplu asta înseamnă că dacă ți-ai restituit bunul în baza acțiunii revindicare, atunci tu pierzi în partea asta dreptul de a ți-l restitui conform normelor cu privire la îmbogățire nejustificată. În linii mari, astea sunt trăsăturile caracteristice sau ceea ce caracterizează noua instituție cu privire la îmbogățirile nejustificate. Deci pentru mine am tras o concluzie că cei care credeau că instituția asta o întâlnim doar pe la sfârșit de cod și nu atât de relevantă, o să o întâlnim cel puțin de la 1 martie mult, mult mai des decât anterior. Este o percepție greșită, ori alături de contracte și alături de delict, normele cu privire la îmbogățire nejustificată sunt o sursă autonomă de obligații. Și ponderea lor este mult mai mare decât, din păcate, mulți juriști și imaginează. Ok. Acum, ca să înțelegem mai bine relevanța și necesitatea acestei instituții, care sunt principiile generale sau care sunt criteriile care atrag aplicarea acestei instituții? Condițiile, hai să spunem, de aplicare. În ce cazuri, când noi aplicăm îmbogățirea fără justificare cauză, trebuie iasă într-o anumite condiții. Care sunt ele? Răspunsul la întrebarea ta îl găsim chiar din definiția îmbogățirii nejustificate, care ne oferă articolul 1979 și care sună în felul următor. Dacă o persoană obține o îmbogățire nejustificată, care se atribuie la dezavantajul suferit de o altă persoană, ea este obligată față de persoana dezavantajată să restituie îmbogățirea. Aceasta este regula abstractă generală, de unde pornește tot ce este legat de îmbogățirea nejustificată.
Dacă o să încercăm să înțelegem noțiunea, o să vedem că ea conține toate elementele necesare de întrunit pentru ca să apară un raport juridic de îmbogățire nejustificată. Uitându-ne în definiție, vedem că trebuie să existe un creditor și un debitor numit îmbogățit și persoană dezavantajată. O a doua condiție, ca o persoană, adică îmbogățitul, să obțină ceva. Deci dacă observi, nici legea, e un grad extrem de abstractizare, spune să obțină ceva. Trei, acest ceva care reprezintă îmbogățirea trebuie să fie atribuit la o însărăcire sau la o pierdere, la dezavantajul celorlalte persoane. Și aici observăm termenul atribuire, da? Adică atribuit la. O să discutăm ulterior ce înseamnă, care este semnificația acestui termen. Și iată, când se întrunesc aceste condiții și cu respectarea unor teste suplimentare care le vom analiza pe parcurs, se naște raportul de îmbogățire nejustificată și respectiv obligația îmbogățitului de a restitui ceea ce nu îi se cuvine. Iată regulile sau elementele raportului juridic de îmbogățire nejustificată le găsim în definiție. Un moment important care se vede din alineatul 2, articolul 1979, este că prevederile definiției sau prevederile alineatului 1 se aplică doar în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că interpretul, noi cei care citim legea, nu suntem liberi să dăm acea interpretare care ne trece nouă prin cap sau care ne-ar conveni. Noi vom putea să definim elementele raportului juridic de îmbogățire nejustificată doar în felul în care este reglementat în celelalte 18 articole instituția îmbogățirii nejustificată. Ok. Noi am trecut la modul general despre sfera de aplicare a acestei instituții și totuși, poate să delimităm ca să fie foarte clar când se exclude aplicarea ei, când o aplicăm, când avem condițiile astea alternative mai în detaliu. Iată, avem și un articol, în esență, în cod, care se numește domeniul de aplicare. Cred că nu e degeaba pus și are o relevanță. Da, este una din normele cele mai importante de la acest compartiment, pentru că ne ajută să înțelegem exact când aplicăm regulile de la îmbogățire nejustificată, când nu le putem aplica și ce se întâmplă în cazul concurenței creanților despre care vorbeam anterior. Și regula generală este că regulile cu privire la îmbogățirea nejustificată nu se aplică în cazul în care între părți există un contract valabil. Dacă noi avem un contract semnat, încheiat între părți și el este valabil, atunci toate relațiile între părți este guvernat de dreptul contractului și efectele, chiar și restituirea în baza în această situație va fi guvernată de dreptul obligațiilor din dreptul contractelor. Articolul 1980 stabilește câteva reguli de principiu. Da? Consecințele juridice ale îmbogățirii obținute în temeiul unui contract sau alt act juridic valabil și eficient sunt reglementate de acele dispoziții dacă regulile acordă sau exclud drepturi la restituirea îmbogățirii prin efectul revocării, rezoluțiunii, reducerii obligației corelative sau alt temei. Un moment important este faptul că normele cu privire la îmbogățire nejustificată pot să coexiste, cum spuneam, împreună cu regulile cu privire la dreptul de proprietate. Și aceasta vedem din alineatul 2. Alineatul 3 oferă o soluție de principiu în cazurile în care există concurență între mai multe pretenții. Da? Dacă concomitent ai o pretenție fundamentată pe regulile cu privire la îmbogățire nejustificată sau pe alte prevederi legale, atunci creditorul poate să aleagă care să le utilizeze. Face apel la normele cu privire la îmbogățire nejustificată sau la regulile cu privire la proprietate sau la regulile cu privire la gestiunea de afaceri sau la regulile cu privire la delict. Dar ceea ce trebuie să reținem că în măsura în care o pretenție a creditorului a fost satisfăcută în baza unui temei din cele menționate, în măsura aceasta este exclusă pretenția pe îmbogățire nejustificată și invers.
Dacă a fost satisfăcută pe baza normă cu privire la îmbogățirea nejustificată, în această măsură este exclusă în baza celorlalte temei care îți oferă această posibilitate. Deci e foarte bine să înțelegem că asta e un drept de opțiune practică a creditorului care poate să decide liber, absolut, când folosește și care instrument anume. Da, și aceasta este o mare valoare a reglementării, pentru că anterior existau discuții extrem de multe în doctrină pentru încercarea de a separa o instituție de alta și de a căuta criterii deseori artificiale sau că complicau circuitul civil. Noi știm că în alte jurisdicții până la ziua de azi ele continuă și se eu sunt sigur că mai devreme sau mai târziu mai multe țări vor opta pentru soluția oferită în disfiar, așa cum a făcut Republica Moldova prima, care a acceptat reglementarea integral. Ok. Și până la urmă, dacă vorbim, e clar deja despre domeniul de aplicare, avem sau e nulitate, sau e contract valabil, am delimitat, știm când putem aplica, știm că avem un drept de a alege între diferite remedii. Totuși, când o îmbogățire este injustificată? Este o întrebare la fel de esențială și fundamentală. Când o determinăm că este injustificată și în bază la ce reguli și cum determinăm, iată, această îmbogățire este injustificată? Pentru că, aparent, avem criterii, avem principii, cum determinăm că noi aplicăm, până la urmă, aceste norme? Max, răspunsul simplu este, o îmbogățire este injustificată de fiecare dată când tu nu ai un temei să o păstrezi. Iată, când, dacă nu găsești o rațiune ca să zici că eu pot să păstrez ceea ce am la mine, înseamnă că tu deții nejustificat. Asta așa, simplu, fără a face apel la norme. Deci dacă eu mâine întâmplător m-am trezit cu o sumă pe contul meu bancar și eu nu țin minte după o seară de ce au ajuns banii ăștia la mine, după o seară mai interesantă, înseamnă că eu deja trebuie să încep să-mi pun întrebări. Trebuie să admiți cel puțin că s-ar putea întâmpla că te-ai îmbogățit nejustificat, sigur. Pentru că nimic nu se întâmplă din întâmplare. Da? Și atunci schimbul de valori, în general, transferul de valori între persoane are de fiecare dată o justificare. El, și gratuitatea, apropo, este o excepție. Da? Răspunsul juridic la întrebarea când o îmbogățire este nejustificată îl găsim în articolul 1981, care foarte clar punctează momentele când o îmbogățire este nejustificată. Deci începe 1981 cu o îmbogățire este nejustificată cu excepții. Practic, da? Mergem la o prezumție de nejustificare cumva și avem cazurile când se justifică, dar dacă nu vă încadrați aici... Analizând excepțiile, da, înțelegem când toate restul cazurilor îmbogățirea este nejustificată. Și o îmbogățire este justificată de fiecare dată când ea este obținută în baza unui contract sau unui alt act juridic valabil. Da. Deci, dacă noi avem un act juridic în baza căruia a avut loc acest transfer de valori, înseamnă că îmbogățirea este justificată. Aici, în privința actelor juridice, noi putem să avem situația în care un act juridic este valabil încheiat, dar neexecutat. Și un act juridic poate fi afectat de diferite vicii care să invalideze, da? Adică care să-l facă nul sau anulabil. Iată, în cazul în care transferul de valori a avut loc în baza unui contract nul sau anulat. Revenim la asta, revenim, că nu era temei. Revenim la faptul că a dispărut temeiul în baza căruia acest transfer de valori a avut loc și avem o îmbogățire nejustificată. Dar cum se circumscrie litera B de la 1981, alineatul 1? Litera relativ e clar, dar când avem situații că persoana dezavantajată și-a dat consimțământul în mod liber și fără eroare de suferit dezavantajul. Deci, în afara contractul îți primești că de el oricum și-a dat consimțământul ca să rămână dezavantajat. Circuitul civil e mult mai larg decât relația în contracte. Sunt o mulțime de situații în care transferul de valori se realizează în lipsa unei înțelegeri. Și aici o să duc un exemplu simplu, când executarea unei obligații unui terț. Da, iată, există creditor-debitor, există o persoană care vrea să elibereze debitorul de obligație, din varii motive. Măcar pentru a-i lua locul în obligație. Da? Și atunci, acest terț, el cunoaște că nu are nicio obligație față de creditor, el prestează liber, adică achită datoria debitorului, și fără eroare, adică nu face asta din greșeală.
Iată, asta este al doilea caz în care o îmbogățire este justificată. M-am gândit încă și la obligațiile naturale. Poate să ți-ar circumscrie în anumite. Sigur că ar putea să fie și în cazul obligațiilor naturale, dar iată un alt exemplu care poate să pară mai puțin banal și care putem să-l întâlnim foarte des. Imaginează-ți o situație în care doi tineri s-au logodit și se gătesc de nuntă. Da? Asta, apropo, pentru mine era una din cele mai interesante teme înainte să mă apuc de studiu acestei teme, pentru că eu știu că în vest foarte serios și se discută și cazuri practice, sunt și soluții în instanță, anume pe subiectul care l-ați menționat cu făcutii. El, acest exemplu, poate, într-adevăr, e frecvent întâlnit în analiza doctrinală a îmbogățirii nejustificate și poate fi folosit la diferite etape. Dacă să-l folosim aici, iată, spre exemplu, tatăl fetei face un dar neînsemnat la casa lor nouă. Da? Și atunci, o sumă de bani, spre exemplu. Și el nu are niciun fel de obligație față niciunul din tineri, nici față de fiica sa, nici față de genere. Dar el contribuie la o sumă de bani pentru reparația acestei case. Sigur, iată, aici el nu este obligat de nimeni să facă și nu a făcut asta din eroare. Întrebare. Dacă nu se termină cu rezultatul dorit de tată, cu nunta, nu știu, căsătoria, putem, ipotetic, să vorbim de fapt că s-a îmbogățit cineva nejustificat ulterior? Da, și în funcție de faptul cât este de valoroasă această contribuție, dacă, spre exemplu, tatăl a făcut acest dar exclusiv în scop așteptând că va urma nunta, și acest scop nu se va realiza, atunci tatăl va putea să pretindă restituirea îmbogățirii de la genere. Da? Aici ajungem încet, încet la un alt motiv când o îmbogățire este nejustificată. Chiar dacă a prestat liber, chiar dacă a prestat fără eroare, însă a prestat în vederea unui scop și acest scop nu este atins, atunci persoana dezavantajată va putea să urmărească această. O condiție pentru realizarea pentru a considera în acest caz îmbogățirea nejustificată este ca cel care primește îmbogățirea să realizeze că asta este în legătură cu acest scop. Mm-hmm. Dar asta poate fi deduși din circumstanță. Și să admită că va trebui să restituie îmbogățirea. Mm-hmm. Noi des avem situații în care cineva la semafor, fiind la volan, cât stăm la semafor, vine și ne spală parbrizul. Da? Deci, cel care face lucrul ăsta, evident că o face în așteptarea că va fi plătit. Dar tu nu ai nicio înțelegere cu el că te obligi să-l plătești, nu? Și atunci el dorește să obțină o retribuție de la cel care beneficiază. Sigur că tu te îmbogățești cu o valoare, tu obții un parbriz curat fără economisind cheltuieli, economisând să plătești. Dar tu nu te-ai angajat să plătești acest lucru și atunci persoana care face acest lucru trebuie să-și asumă riscul că nu va fi plătit. Da, iată încă un caz interesant. Interesant, speț. Eu cred că e și o temă foarte bună de cercetare pentru cineva care la un moment sau se dorească să căsătorească spre vină anumite situații sau pur și simplu să aibă interesul ăsta. Ok. Vorbind despre îmbogățire și dezavantajul, cum putem să deosebim aceste două aparent noțiuni care par clare și totuși, când avem îmbogățire, când avem dezavantaj, pentru că probabil consecințele sau efectele ar fi tot aceleași, dar când avem o situație de dezavantaj, o situație de îmbogățire, la îmbogățire e poate mai des întâlnit sau nu știu, de fapt. Trebuie să începem de la faptul că îmbogățirea și dezavantajul sunt condiții sine qua non pentru nașterea raportului de îmbogățire nejustificată. Avem articolul 184 și articolul 185, care de practic este o reflecție în oglindă a îmbogățirii și dezavantajului. Și îmbogățirea este definită ca majorarea patrimoniului
care sau folosirea bunului altuia, prestarea unui serviciu sau executarea unei lucrări în folosul său. Și dacă ne uităm la dezavantaj, observăm că o persoană este dezavantajată prin micșorarea patrimoniului care are loc în același fel ca cum se realizează îmbogățirea sau folosirea bunurilor de către o altă persoană, prestarea unui serviciu sau executarea unei lucrări în folosul altuia. Deci ele trebuie să coexiste concomitent. Înainte de ca să existe concomitent, asta deja vorbim că ele trebuie să fie raportate, da, îmbogățirea și, și dezavantajul, dar observăm că îmbogățirea este întotdeauna o creștere a în patrimoniu celor care se îmbogățește. Da? Și creșterea patrimoniului se poate realiza atât prin majorarea activului, da, când la activul patrimonial adaugi ceva, sau prin nediminuarea pasivului. Când atunci, eu am economisit. Da, care se realizează cel mai des ori prin economii. Când tu beneficiezi de un serviciu care în mod normal ar fi trebuit să plătești, dar tu nu plătești. Și atunci activul tău patrimonial, pasivul tău rămâne constant, deși ar fi trebuit să crească. Și invers. Dezavantajul este procesul invers atunci când patrimoniul se reduce, fie activul, fie crește pasivul. Iată, asta este ceea ce caracterizează îmbogățirea și dezavantajul. Ceea ce este important, și asta este un alt element al raportului de îmbogățire, este așa numită atribuire. Atribuirea, adică atribuirea dezavantajului la îmbogățire. Aparent avem impresia de că se cere un raport de cauzalitate între îmbogățire și dezavantaj. Așa este, doar că vorbim nu despre raportul de cauzalitate între îmbogățire și nejustificare, pentru că ambele aceste categorii sunt rezultatul unui fapt. Adică și, ele deci, decurg din ceva. Da. Și iată, pentru a spune că o îmbogățire, un dezavantaj este atribuit la îmbogățirea cuiva, noi simplu trebuie să ajungem să arătăm că ele sunt generate de același fapt. Adică, dați un exemplu, iată, noi să-l descompunem acum în părți. Un exemplu poate care vă place și noi să vedem. Iată, aici e avantajul și dezavantajul decurge din fapt asta. Nu, luăm un exemplu banal. Din greșeală eu plătesc prețul dintr-un contract de vânzare, cumpărare altei persoane. Așa. Cel care primește această sumă de bani are o creștere patrimonială a activului, spre exemplu a plătit 1000 de lei. El primește 1000 de lei în contul său bancar, activul lui patrimonial a crescut cu 1000 de lei. Respectiv, pasivul meu sau activul meu patrimonial s-a redus cu 1000 asta de lei. Dezavantaj, avantaj. Acum, ca să atribuim 1000 asta de lei, dezavantajul meu la avantajul persoanei care s-a îmbogățit, trebuie să găsim acea faptă care a generat avantajul și dezavantajul. Și efectiv aici fapta e plata. Exact, da. Deci noi trebuie să arătăm că avantajul și dezavantajul au originea în aceeași faptă. Iată, în acest caz avem legătura de cauzalitate. De ce este necesar să facem acest lucru? Pentru că deseori se poate întâmpla ca avantajul și dezavantajul să ia forme diferite. Aparent pare complicat să ne imaginăm, dar un exemplu poate fi următorul. Iată, noi suntem vecini, tu ai o bicicletă și ai plecat în vacanță pe 2 săptămâni. Eu știind acest lucru, iau bicicleta ta și o folosesc toate astea 2 săptămâni. Pentru mine îmbogățit, pentru că mă îmbogățesc cu folosința bunului tău. Avantajul este faptul că eu 2 săptămâni am folosit o bicicletă gratuit, care nu mi-aparține. Dezavantajul tău nu este faptul că eu ți-am folosit bicicletă, dar faptul că în procesul folosirii bicicletei ea se uzează. Deci uzura bunului pentru tine va fi dezavantaj. Dar în situația asta oricum suntem în prezența unei îmbogățiri. Sigur, este o îmbogățire nejustificată și întrebarea ta logică care ar trebui să urmeze, evident este... Ce trebuie să-ți restitui ție? Valoarea uzurii sau valoarea serviciului, care valoarea folosinței? Dar asta se determină după alte reguli. Atunci când constatăm este sau nu îmbogățire, până când nu ne interesează aspectul ce-ți voi restitui, e suficient să arătăm îmbogățirea și dezavantajul are originea în aceeași faptă. Da? Deci faptul că eu ți-am folosit bicicletă. Scopul meu, cumva, la modul practic, când eu aș merge în instanță, când aș dori să probez îmbogățirea justificată, așa rezultă că primul meu scop
în calitate de creditor sau reprezentant al creditorului, persoană dezavantajată, este să demonstrez fapta și să arăt foarte exact care ea este, toate circumstanțele și să o probez. Pentru că ulterior, deja, pur și simplu, aplicăm niște reguli care sunt relativ în clare. Relațiile simple de creditor-debitor sau în relațiile dintre două persoane, practic nu apar complicații să arătăm care este îmbogățirea, dezavantajul și ca o aceeași origine în aceeași fapte. Problemele apar în așa numitele relații de tip triunghi, atunci când în afară există cel puțin trei persoane. Iată, în doctrina germană numește situațiile astea coșmarul îmbogățirii nejustificate. Iată, atunci pot să apară diferite situații, atunci este important să arătăm sursa de unde apare și cum se întâmplă acest lucru. Triunghiul înseamnă că e rău nu numai pentru relații, dar câteodată și pentru îmbogățiri. Da. Ok. Dacă vorbim, iată, despre acele reguli, am determinat care este fapta care generează avantajul-dezavantajul, am determinat atribuirea, am determinat cine și ce-o câștiga, cine și ce-o pierdut, s-a mărit, s-a scăzut pasivul, patrimoniu, consecința care este. Care sunt regulile? S-a întâmplat asta? Ce pot eu să cer înapoi? Sau ce ar trebui să cer? Sau ipotetic măcar ce pot să cer? Sau pot să aleg între ele? Sau este o regulă de clasificare? Ce merge prima? Ce pot solicita înapoi? Bani sau natură? Sau ce atunci tip de prestație? Când am constatat elementele obligatorii a raportului de îmbogățire nejustificată, următoarea etapă este să se întâmple restituirea, da? Adică să îmbogățirea să ajungă celui cui se cuvine, sum cui cu atribuire. Da. Și regula instituită de articolul 1990 sună în felul următor. Atunci când îmbogățirea rezidă, constă într-un bun care poate fi transmis, restituirea se face prin întoarcerea bunului. Cu alte cuvinte, în natură, adică dacă bunul există, el trebuie restituit. Eu, în calitate de creditor, nu pot renunța la regula asta. Deci dacă bunul există, eu nu pot solicita, dați-mi, vă rog, bani în loc de bun. Articolul 1990 stabilește reguli foarte clare. Uh-huh. Deci asta este regula generală, că uh-huh. în cazul în care îmbogățirea este transmisibilă, iar este transmisibilă o îmbogățire când ea poate fi efectiv transmisă, da, pornind la sensul termenului transmis, atunci tu trebuie să-ți întorci bunul. Sigur, când vorbim despre transmisibil, asta nu înseamnă că bun, simpla existență în natura bunului înseamnă că deja bunul este transmisibil. S-ar putea întâmpla că dacă e grevat de drepturile altor terți sau în procesul cât a fost la tine, da, tu ai folosit bunul într-o așa un stare că el nu mai are valoare economică. Da? Da, bunul există, dar el pentru mine nu prezintă valoare economică. Și atunci legea spune că dacă persoana îmbogățită nu poate restitui bunul, nu poate transmite bunul, regula este că el trebuie să restituie valoarea bănească a îmbogățirii. Cum se termină valoarea asta bănească? La ce moment? Aici avem reguli separate, articolul 1992, care se numește valoarea bănească a îmbogățirii, și este valoarea bănească a îmbogățirii suma de bani la care un transmițător și un dobânditor cu intenții reale de a încheia un contract ar fi convenit în mod valabil ca preț al acestea. Adică când ajungem să dăm o evaluare a îmbogățirii, o evaluare bănească a îmbogățirii, noi trebuie să ne imaginăm o situație ipotetică în care am încercat să cumpărăm acest bun. Niște participanți rezonabili la un raport la circuitul civil, în ce condiții ar fi încheiat un astfel de contract? Sigur că dacă avem prețuri de referință, spre exemplu preț mediu sau prețuri la bursă sau altceva, vom face apel la aceste situații. Dar întrebarea este practică. S-a întâmplat fapta care generează avantajul, dezavantajul, atribuirea. S-a întâmplat asta cu 2 ani în urmă. Eu vin acum peste 2 ani și solicit bunul deja nu este transmisibil, eu solicit contravaloare. Întrebarea este ce preț eu aș putea să cer? Pentru că între timp, în 2 ani, nu știu, s-a furat miliardul sau inflații sau nu știu ce prețurile, este un dezechilibru deja evident cu ținând cont de inflații, dobânzi, de alte aspecte economice, ce preț eu solicit, care e contravaloare, care e valabil la momentul când eu solicit înapoi banii sau la prețul care era valabil la data când s-a întâmplat îmbogățirea, 2 ani în urmă, spre exemplu. Răspunsul fără echivoc este valoarea de la momentul îmbogățirii. Și soluția la care ajungem la această soluție pornind de la faptul că persoana îmbogățită s-a îmbogățit atunci
2 ani în urmă, când a primit îmbogățirea, asta e una. Și regula este că restituind îmbogățirea, persoana îmbogățită niciodată nu trebuie să fie într-o situație mai proastă decât ar fi fost dacă nu s-ar fi îmbogățit. Pentru că ne amintim, regulile cu privire la îmbogățire nejustificată au la drept fundament echitatea. Deci asta nu înseamnă că pedepsim pe cineva. Asta înseamnă că ceea ce nu e a tău trebuie să restitui, dar nici mai mult decât ai primit nu trebuie să restitui. Iată de aici, întotdeauna, când trebuie să avem în cap această regulă atunci când facem analiza normelor cu privire la îmbogățire nejustificată. Și înseamnă eu, în calitate creditor, trebuia să analizez prețul sau contravaloarea sau valoarea care era... Sigur, retrospectiv la momentul în care s-a realizat îmbogățirea. Încă un moment important la îmbogățirea nejustificată este faptul că atunci când tu ai, nu poți întoarce bunul în natură pentru că el nu mai există, să admitem în cazul că ai înstrăinat acest bun. Dar în schimbul lui ai primit un substitut, adică ai primit ceva în schimb, un alt bun, ai realizat un contract de schimb. Sau bunul a pierit, dar el era asigurat și ai primit o sumă de asigurare, de la compania de asigurare. Da? Acesta se numește substitut și în cazul dat, legea spune că acest substitut urmează să fie examinat ca îmbogățire. Și există obligația de a restitui substitutul. Doar că aici trebuie discus în evidență câteva particularități. Cine are dreptul să aleagă? Pentru că există dreptul să alegi, să primești valoarea bănească sau substitutul. Și regula este următoarea. În cazul în care cel care este îmbogățit era de bună credință la momentul în care a dispus de bunul... Adică el nu știa că asta e o îmbogățire. Nu știa și nu avea motive rezonabile să considere că este o îmbogățire. În acest caz, el va fi cel care va alege să-i restituie persoane dezavantajate substitutul sau valoarea bănească. E rezonabil de spus că de obicei persoana de bună credință, un caz cel mai des probabil întâlnit ar fi un contract de nulitate, când eu nu știu temeie nulității sau nu trebuie să-l știu. De cele mai dese ori este atunci când tu ai încheiat un contract care între timp s-a dovedit a fi nul sau a devenit nul. Atunci tu te comporți cu ceea ce ai obținut în baza acestui contract ca și un proprietar. Tu poți să distrugi bunul, să-l consumi, să-l înstrăinezi, să faci tot ce dorești. Și iată, și dacă să revenim la substitut, în cazul în care îmbogățitul este de rea credință, atunci persoana dezavantajată va decide ce să primească în loc. Valoarea bănească a îmbogățirii sau substitutul. Un moment important de ce nu are dreptul persoana dezavantajată, persoana îmbogățită să aleagă ce să restituie, este că câteodată restituirea valorii bănești nu acoperă toate daunile sau tot ceea ce pierde persoana dezavantajată. Este cazul în care bunul care reprezintă îmbogățirea prezintă o valoare nu doar economică, dar poate sentimentală. Da, iată, dacă, să zicem, scrisori de dragoste, da. Sau, nu știu, un bun care a decedat și care era bunul cel mai îndrăgit a bunicăi. Da. Iată, în cazul dat, sigur că doar restituirea banilor cât costă acest bun nu va acoperi tot ceea ce pierde persoana dezavantajată. Dar eu înțeleg că noi mai avem unele situații care ar și pot să întâmple des în viitor, de genul moștenirii, succesiuni, când putem să avem speță situații de îmbogățire nejustificată și acolo, înțeleg eu, pot să apară niște situații foarte interesante când cel care a primit bunul, care ulterior o să afle că este îmbogățit, că s-a fost îmbogățit, el nu știa, sau a înstrăinat bunul cu titlul gratuit. Și se primește deja un lanț care noi trebuie să venim să vedem ce facem exact cu fiecare situație, pentru că triunghi, mai apare cineva care a primit bunul donat de la persoana îmbogățită. Noi, reguli cu privire la îmbogățire nejustificată oferă o soluție foarte surprinzătoare pentru dreptul moldovenesc, care nu a fost cunoscută până acum. O să discutăm foarte curând, se numește apărarea împotriva pretențiilor de restituire. Deci oferă la îndemâna persoanei îmbogățite niște instrumente care să se apere de o soluție inechitabilă, dar până la acest moment vreau să vorbim puțin despre restituirea îmbogățirii care nu este transmisibilă atunci când beneficiezi de un serviciu. Avem un articol separat în Codul Civil care este intitulat Îmbogățirea netransmisibilă, care stabilește niște criterii foarte clare.
Valoarea maximă a îmbogățirii netransmisibile este valoarea bănească a ei. Ce înseamnă acest lucru? Iată, imaginează-ți că din greșeală un avocat a trimis o opinie legală la doi asociați care concomitent înstrăinează cotele sale unui terț. Clientul lui era doar unul din asociați. Al doilea asociat beneficiază de consultația din această... Și face fix așa. Și face exact așa, fără ca să angajeze un avocat. Deci el a economisit banii de pe... practic pentru că nu a angajat... Care vezi cheltuie în mod normal, în mod dacă normal, vezi consultul. Da. Și atunci întrebarea apare, la ce preț trebuie să fie plătit avocatul care a suferit o dezavantaj și care, în ce constă îmbogățirea? Sigur că avocatul ăsta oferă servicii la un anumit preț. Întrebarea este, el trebuie plătit la tarifele lui? Nu, răspunsul este că în cazul dat persoana va trebui să plătească doar ceea ce a economisit. Dar a economisit ea un preț mediu pe piață pentru astfel de servicii. O remarcă aici se cere, alineatul 3 din articolul 1991 spune că dacă între părți a fost încheiat un contract și acolo este un preț, atunci nu vom mai discuta despre economisire sau valoare bănească a ceea ce s-a prestat, dar vom lua ca referință prețul din acest contract. Rațiunea e simplă. Dacă noi am încheiat un contract, eu știu ce mi-s cuvine mie în baza acestui contract și ce va trebui să restitui în cazul în care acest contract... Asta e și situația când noi am încheiat un contract, ulterior el devine nul, avem situația de la 1991 cu îmbogățiri intransmisibile și deja nu determin, având în vedere că a fost cândva un contract, eu solicit prețul care era în acel contract, da, chiar dacă el a devenit chiar nul. Dacă el a devenit okay. Nul. Evident că dacă prețul din acest contract va fi mai mare decât valoarea bănească a îmbogățirii, mm-hmm. Atunci vom aplica principiul valorii bănești a îmbogățirii. Și eu mai văd aici un aspect tot interesant pentru temeri care nu au fost esențiale pentru stabilirea prețului. Adică, dacă a fost lovit de nulitate, anume, asta înțeleg că e un fel de excepție, și temeiul a fost esențial pentru stabilirea prețului, nu, și temeiul de nulitate, înțeleg. Nu, atunci... simplu, dacă persoana era incapabilă să înțeleagă semnificația prețului, da? Adică nu putea să judece la justă valoare, sau în cazul contractelor lovite de nulitate pentru leziuni. Sigur că atunci când prețul este condiția temeiul nulității, nu vom lua ca referință prețul din contract. Okay. Și acum, dacă să revenim rapid la mijloacele juridice de apărare, ceea ce ai întrebat tu anterior, iată, în situația în care o persoană nu mai deține îmbogățirea la momentul pretenției de restituire și se întrunesc condițiile din articolul 1994, înseamnă că el poate să, în această măsură, să nu restituie îmbogățirea. Exemplu, pe baza unui exemplu, o să încercăm să analizăm situația. Iată, un moștenitor testamentar a beneficiat de o sumă de, hai să zicem, de 1.000.000 de lei. Considerând că e un mare noroc pe capul lui, el a luat și primul lucru ce a făcut o donație la biserica din comunitate de 100.000 de lei, da, a 10-a parte dăruit-o bisericii, da, pentru că așa un noroc a venit. Ulterior a decis să dăruie automobilul care îl avea în proprietate ficiorului lui, pentru că evident are bani să-și cumpere altul nou. Iată, peste o perioadă de timp, moștenitorii legali obțin anularea testamentului în instanța de judecată și evident se îndreaptă cu pretenții împotriva moștenitorului testamentar. La momentul primirii pretenții de restituire, el a rămas fără 100.000 de lei donații la biserică și fără automobilul care, hai să spunem, valora încă 200.000 de lei. Deci automobilul el l-a dăruit, adică a dispus de bun cu titlul gratuit, nu a primit niciun substitut în locul lui. Și donația la fel nu a primit în schimbul ei nimic. Atunci el, conform prevederilor articolului 1994, el va trebui să restituie moștenitorilor doar suma de 700.000 de lei. Pentru că, de altfel, dacă el ar restitui valoarea integrală, el ar fi într-o situație mai proastă decât a fost până la realizarea îmbogățirii. O întrebare logică este, ok, dar ce fac moștenitorii cu terții? Legea îi oferă posibilitatea că iau o acțiune directă de restituire a îmbogățirii de la biserică în cazul dat și de la persoana terță. Evident și cu aceleași efecte prevăzute de 1994. Chiar dacă terțul e de bună credință. Nu contează. Deci, terțul a primit
printr-o relație triunghi, o îmbogățire care nu este justificată și atunci, dacă nu are mijloacele juridice de apărare, prevăzut de articolul 194, va trebui să restituie acest. Deci, condițiile pentru folosirea diminuării ca apărare este ca să dispui să pierzi îmbogățirea și să nu obții niciun substitut și sigur că trebuie să fii de bună credință. Sunt două situații în care chiar și în caz de rea credință nu va putea să beneficieze de această apărare. Spre exemplu, dacă și persoana dezavantajată, chiar dacă ar fi primită înapoi bunul, ea oricum ar fi suferit dezavantajul. Noi să admitem că avem o barcă care e parcată, care e, cum să zicem, părința bărcii, nu e parcată, e parcată, da, pe un chei și a avut loc un tsunami și barca a fost distrusă. Păi atunci, dacă barca era să fie păstrată de persoana dezavantajată exact pe același chei, era să piară chiar dacă el o fi restituit barca anterior. Încă un moment important și aici probabil o să încheiem, este apărarea în caz de contracte lovite de nulitate, așa numită în cazul ilegalității. Și aici are puțin altă conotație această apărare, nu că legea ar apăra pe persoana îmbogățită sau persoana dezavantajată, dar are mai degrabă un interes general, apără un interes general în situațiile în care părțile la un act ilegal încearcă să dribleze sau să fenteze legea. Și exemplu foarte potrivit ar fi atunci când în încercarea de a ocoli legea cu privire la achizițiile publice, da, un antreprenor face reparație fără contract la o instituție publică și ulterior speră că o să primească chiar dacă nu va fi plătit în baza contractului. Dar ambii își dau seama că de fapt asta e o modalitate de a evita toate procedurile. Da, tu îți alegi antreprenorul care dorești și el îți face reparații și după asta pe baza normelor cu privire la îmbogățire nejustificată zice, ok, eu înțeleg că nu plătești prețul într-un contract, dar iată, tu te-ai îmbogățit nejustificat. Conform articolul 196, acesta este temei de respingere a pretențiilor, pentru că în caz contrar asta ar însemna să validăm un contract ilegal. Și atunci scopul protector al normei care instituie nulitatea este fentat sau ocolit. Și sigur că ordinea publică nu poate să admită astfel de situații. Și doar un aspect ultimul, ca să fie clar cu restituția bilaterală. Iarăși, dacă faci referire la 1981 alineatul 2, înțeleg că asta este cazul contractelor care s-au lovit nulitate. Deci, ca să fie clar, noi știm regula ce înseamnă corelativitatea. Și asta înseamnă că se aplică și alte reguli de la obligații care le mai cunoaștem, că pot să opresc executarea mea dacă nu execută el. Asta este esența articolului 197, când sunt două obligații de... El trebuie să întoarcă și eu trebuie să întoarcă. Două îmbogățiri, hai să spunem. Da. Atunci, ele sunt privite ca obligații corelative, ceea ce înseamnă că vom aplica prevederea articolului 914, care îți oferă dreptul de a suspenda executarea atât timp cât tu nu primești. Da, asta este esența. În concluzie, ce mesaj ați putea să transmiteți, nu știu, practicienilor, tinerilor care studiază acest concept, nu știu, sau oricare persoane care ar fi cumva interesate de această instituție, având în vedere că ați scris aproape 50 de pagini, este, de această instituție, ce mesaj vreți să transmiteți? Este o instituție extrem de interesantă și va fi foarte mult aplicată sau trebuie să fie aplicată, din acest considerent trebuie cercetată și să cunoaștem exact cum o să o aplicăm. De a fost un an greu. Max, dar și ne-a zis că o să fie ușor. Și asta drept. Noi vă dorim Crăciun fericit și un an frumos, măsura așteptărilor. Da, un an așa cum o dorește fiecare. Crăciun fericit, la mulți ani! Mulți ani!